Hello, dragile mele! Din nou suntem împreună și din nou discutăm despre îngrijirea și frumusețea părului, că despre ce altceva putem vorbi noi pe acest canal de YouTube. Sper că nu v-ați săturat, sper că nu v-ați plictisit, dați share peste share peste share la toate videoclipurile ca să mă ajutați să creștem o comunitate absolut fabuloasă de oameni care au părul superb. Astăzi aș vrea să vă spun 3 lucruri pe care nu le știați despre păr. Ce părere aveți? Facem așa? Facem, că așa vreau eu, până una alta, eu filmez aici, așa că facem cum zic eu. Primul lucru pe lista mea este faptul că părul nu face parte din prioritățile corpului nostru. Așadar, trebuie să înțelegem acest lucru, părul nu este un organ vital, în consecință, corpul nostru nu va aloca niște resurse pe care nu le are, doar ca să avem noi părul superb și strălucitor. Asta depinde doar de noi. Adică, trebuie să avem suficienți nutrienți în corp de bună calitate, trebuie să dormim, trebuie să facem mișcare, trebuie să ne hidratăm dacă vrem un păr frumos. Pentru că altfel, la cel mai mic semn de oboseală, la cel mai mic semn de anemie, la cel mai mic semn de ritm de viață care nu este tocmai așa cum ar trebui să fie, să știți că corpul nostru va reorienta resursele unde are nevoie, către organele esențiale, către organele principale. Al doilea lucru foarte interesant și pe care nu cred că îl știați este că părul alb este diferit ca structură de restul părului și de cele mai multe ori îl simțim și mult mai uscat. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că glandele seboree de la nivelul foliculului pilos nu mai produc sebum și în concluzie părul nu mai este lubrifiat. Asta ca să vedeți cât contează să se întâmple acest lucru. Așa că da, dacă ai jumătate păr alb și jumătate păr natural în culoarea pe care o ai, s-ar putea să vezi o diferență majoră la modul în care se așează părul tău. Și al treilea lucru extrem de important care influențează foarte mult toate acțiunile pe care noi le facem asupra părului este că părul când este ud se întinde uneori cu aproximativ 30% mai mult decât atunci când este uscat. Pentru că odată ce udăm keratina, aceasta devine mult mai elastică și ad literam părul se întinde mai mult. Lucrul acesta nu este benefic deloc pentru păr, nu forțați nota cu întinsul acesta doar ca să avem părul puțin mai lung, măcar când este ud, ci trebuie să fim foarte atenți pentru că în același timp se și poate rupe mult mai ușor când părul este ud. Este foarte sensibil când este ud și de asta e foarte important să aplicăm mască, să-l pieptănăm doar când avem masca pe păr sau să nu-l pieptănăm abuziv după ce clătim masca și să aplicăm produse pe care să-l hidrateze și să mențină elasticitatea părului cât mai mult. Altfel, repet, există riscul ca dacă îl frecăm prea tare cu prosopul sau cu mâinile, dacă îl pieptănăm prea agresiv când este ud, acesta în timp să se rupă. Deci nu uitați, părul ud este mult mai sensibil decât părul uscat. Dragile mele, asta a fost pentru astăzi. Sper că v-au plăcut aceste mici insight-uri legate de ce înseamnă păr, ce înseamnă păr pentru mine și cum abordez acest subiect. Dacă mai aveți orice fel de alte întrebări, vă rog să mi le puneți aici, pe Instagram sau pe Facebook și cu foarte mare drag vă răspund. Până data viitoare, aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!